Twain la Europa FM, 9 și 10 minute. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. Sunt în avantaj de fiecare dată când vorbim de quiche. Bun, deci situația e așa. Voi n-ați gătit niciodată quiche. Băi, eu nu am gătit, mie mi-e frică de quiche. Nu, și mi se pare complicat. Și Zav, care nu gătește, el face chestii complicate. Mac and cheese, nu știu ce. Mac and cheese și quiche. El are două talente și o ochi. Dar sunt complicate. Are. Da, puțin, încercat mie îmi place mămăliga și n-a mers. Îmi place quiche. Acolo, să știi că a fost greșeală lui Moise, revin. Eram doar participant. Așa. Și el vine odată la circa 6 luni, își mai îmbunătățește rețeta de quiche. Da. Da, trecut am făcut-o cu somon, dar acum, uite, am o rețetă de quiche cu ciuperci și cu brânză Emmentaler de la Delaco. Bun. Se potrivește foarte bine. Ăsta e o tartă, nu? E o tartă, da, e o tartă. Bine, e și mai... E și mai mică și mai mare. Așa. Eu mi-am pus mintea și am făcut și aluatul atunci, dar nu poți să faci și poți să te duci să iei niște aluat de la pe care îl decongelezi. Aluat de ce? Făcut. Aluat găsești și refrigerat. Sunt multe tipuri, și da, mai bun. De care? Adică aluat subțire, gros, cum e aluat? Ce aluat cauți? De tartă. De tartă. Așa scrie pe el, da, aluat de tartă. Aluat de tartă. Așa zici. E simplu, îl găsești, ca să nu-ți bați capul. Sau îți bați capul, dacă vrei, te apuci și faci aluatul ăla, dar nu e... Bun, aluat de tartă. Mă rog, tu începător, nu mai faci aluat. Da, nu vă mai... Nu, dar... Vezi că el a început la primul quiche și a făcut aluat, la altuia deja nu mai face. Bine că n-a făcut. La ultimul nu mai face nici. Doar îl bagă la cuptor. Bine că n-a făcut și forma din ceramică. Exact. Mamă, ce răi sunteți. Zi-mă cu quiche-ul. Hai, gata, povestește tu, uite, nu te mai întrerupe. Da, așa, uite, ne trebuie niște foietaj de ăsta congelat, da. Ne trebuie niște Emmentaler Delaco. Ce faci, Luca? Stai-mă puțin. Am un baton de Emmentaler de ăsta și... Dă și mie jumate. Am zis că povestește să ciugulesc puțin. Cu ce mă deranjează? Ciuperci de alea, cum se numește? Champignon? Champignon, da. A, așa? Alea, niște 3 ouă, niște cremă de brânză, vreo 100 de grame și niște 3 căței de usturoi. Dacă aveți, vă puteți apuca chiar acum. Vezi că nu e nimic greșit dacă prinzi și niște funghii porcini sau hribi. Da, românești, ce să spun. Dacă găsești de alea deshidratate și pui doar puțin, adică folosești ciuperci champignon și pui câteva, 2-3 piese rehidratate, că dă foarte mult gust. Că șampinionele alea mi se pare că sunt cele mai nașparlii ciuperci posibile. N-au niciun gust. Da, dar sunt foarte puțin. Da, poți să folosești orice legumă până la urmă pentru rețeta asta. Poți pui brocoli. Să mai găsesc din când în când ciuperci. Nu mai mânca cașcaval, că plouă în gură. Și dacă vrei hribi, până găsești tu hribi proaspeți la piață, nebunești. Găsește, sunt de aia congelați care sunt super aromați. Sau mai sunt pungi congelate de ciuperci în amestec. Ciuperci de pădure, cu hrib, cu nu știu ce. Și alea porcinii sau sunt și unele franțuzești similare. Porcinii sunt hribi. Da, dar sunt de rehidrați. Găsești niște borcanere cu 50 de grame și doar le pui în apă caldă și se rehidratează. Sunt foarte bune. Da. Își păstrează bine gustul. Sunt alea, pentru alea e condiment aproape. Da, zi. Deci se ia de mine cu aluatul meu că le-au înghețat și el... și trebuie să-l decongelezi și el vorbește de ciuperci înghețate. Nu mai iau de tine. Am zis ok. Nu, dar acum sunt nervos că la mănâncă, mi-e foame și zic cu chișul. Pregătește-ne și nouă câte... Eu nu pot să mă abțin la Emmentaler. Bine, domnule, avem nevoie de o tavă, pui aluatul ăsta. Înainte poți să pui și niște hârtie de copt pe tava aia ca să scoți mai ușor după aia chișul de acolo. Aplatizezi cu mâna cum se cheamă? Aluatul respectiv și... ce rămâne surplus peste nivelul tăvii, îl tai ușor ca să nu... Da. Știi? Te aranjezi toată chestia asta și te apuci de făcut umplutura. E important să și prepari puțin preparatele astea, legumele sau ce pui tu acolo, înainte să le pui în tava... Le călești un pic. Le călești un pic. Uite, 3 căței de usturoi, îi zdrobești un pic, îi călești 2 minute. După aia pui... nu călești căței de usturoi, că se ard, se fac amari. Îi pui la foc mic. Oricât de mic ar fi, 2 minute e mult. Nu, bine, un minut. Da. Băi, deci puțin de tot. Așa, asta. După care pui ciupercile acolo și continui să faci treaba asta la foc mic și e bine să le lași să scadă. E important să faci lucrul ăsta. Pui și condimente, pui și niște sare, niște cimbru merge în cazul ăsta, piper și așa mai departe. Poți să cu niște vin. Așa. Și poți să le și strecori după ce ai terminat de făcut treaba asta, ca să lase tot excesul de apă, că n-ai nevoie de fapt. Dacă îți flești că e tarta. Exact. Nu le strecori. Le scazi până când nu mai lasă apă. Dar eu le-am strecurat. Nu-i nevoie. Ce-i cu mine? Așa. Într-un bol iei cele 3 ouă, pui cremă de brânză, mai pui niște sare, da? Și faci ca om ca pentru omletă. Ca exact așa, cu un tel, le omogenizezi un pic. Așa? Și după aia te-a pus să le pui în tavă. Că de asta e pregătit tava aia de vorbeam de ea la început. Da. Și trebuie să pui straturi. Peste, poți să pui, uite, începi cu 150 de grame de Emmentaler. Straturi mici. Straturi mici. Da, mă, da, da. Deci pui, pe ea luat, pui cremă, pui brânză rasă. Brânză rasă, da, Emmentaler. Așa. De la Delaco. După care poți să pui ciupercile astea călite. Ouăle. După aia amestecul cu ouă. După aia amestecul cu ouă și la sfârșit poți să mai pui o tură de Emmentaler. Și toată chestia asta o bagi la cuptor, 180 de grade, jumătate de oră, 35 de minute, depinde. Te uiți și tu așa, până se rumenește. Bun. Și cam asta e. Îl lași să răcească, o să-l ții și la frigider, foarte bine rezistă și e foarte bun. Am înțeles. Bine, colegă. Ca de obicei, nu e așa, recomandăm și aportul de bacon în caz de ceva, adică puteți să bacon rumenit. Păi da, eu am tot pus... așa tras separima, deci nu îl tragi cu ciupercile, că lămoi. Separime. Îl tragi într-o tigăiță și îl amesteci cu conținutul ăsta, știi? Sau îl presari deasupra așa ca să... Ăsta mănâncă brânză și vorbește de bacon, știi? Foarte tare. Dar tu ai văzut că Zaf, când trebuie să prezinte câte o rețetă, are emoții și se bălăgăne așa pe scaunul înainte și înapoi, uite, așa face. Și nu vrei să știi ce-i de 6 minute așa face. Ce-i sub pupitru. Apăsăm cu degețelele, a luat-o. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.